Bună ziua, dragi români! Astăzi doresc să mă refer la o problemă importantă pentru pensionarii militari. Partidul Național Liberal a inițiat un proiect de lege care aduce dreptate militarilor aflați în rezervă prin eliminarea inechităților la pensiile acestora. Din păcate, în Parlament, colegii noștri din Partidul Social Democrat au blocat adoptarea acestui proiect, refuzând să sprijine procedura de urgență. Este regretabil că o inițiativă care sprijină o categorie atât de importantă pentru România este amânată din motive politice sau din orgoliu. Din păcate, PSD rămâne partidul stat, un partid care refuză să facă dreptate românilor, preocupat doar să-și conserve influența. Sunt 200.000 de militari astăzi care merită să aibă același respect. Fiecare, prin astfel de acțiuni, PSD arată că nu îi pasă de oameni, ci doar de controlul absolut al instituțiilor și de abuzul de putere. Astfel de comportamente sunt o amenințare directă la adresa libertăților și drepturilor fundamentale. PNL se angajează să sprijine pensionarii militari și să facem tot ceea ce este necesar pentru ca acest proiect să fie adoptat cât mai repede. Nu este corect ca pensionarii să fie victimele unor calcule politice și amânări nejustificate.